Totuși te întreb, seara aia ți-o mai aduce aminte? Care? Seara răpirii, oamenii, cum era? Oamenii răpiri, Barabas, cum era? Barabas, liber, băi, oameni sus pe buni. Atunci a fost în felul următor. A fost un caz nebun ăla. Băi, a fost o prostie atunci. Eu acum știi cum este. Legal, da, am făcut o infracțiune. Dar în momentul în care cineva îți ia un bun al tău și tu îl recuperezi și ai recuperat înaintea poliției, cred că e deranjant oricum, știi? Așa. Cred. Pentru poliție e deranjant, spui tu. Cred că e deranjant, înțelegi? Plus că atunci probabil s-a vrut să se facă și hora mare și asta a fost. Hora mare însemnă, nu înțeleg, hora mare asta însemnă să fie luați anumiți oameni sau ce? Da, și să se facă cât mai mare tam-tam. Tam-tam. Înțelegi? Acolo poți să zic că a greșit și domnul Becali oarecum că trebuia să tacă din gură să nu facă atâta publicitate la faptul că i s-a recuperat mașina. Înțelegi? Așa. Aia a fost, ce să mă... El a zis, domnule, eu nu le-am zis, cumva s-a distanțat de voi și asta am sesizat și în declarațiile tale ulterioare, a spus, domnule, eu nu le-am zis să-i bată pe... I-au bătut ei. Hai să spun un lucru. Dacă vă uitați atunci la ceea ce s-a întâmplat, sunt trei chestii diferite. Da? Și dacă luați declarațiile lor, o să vedeți clar. Cel care eu am alergat după el tot bulevardul Dorobanț și l-am prins. Cum adică? E ăla care a furat mașina, la care era cheia. Cum ai dat de el? Asta vreau să dacă poți să-mi povestești. Asta e, uite că nu pot acum. Bine, dar cum adică ai alergat tot bulevardul? Păi așa bine. L-ai văzut, l-ai urmărit? Păi sau cum? Din informațiile care le aveam eu, știam cine a furat mașina. Bun. Înțelegi? Și te-ai dus la loc sigur unde e el. În momentul în care a fost acea tamponare nefericită intersecția Dorobanț cu Ștefan cel Mare, că toată lumea spune că s-a intrat intenționat. Ba, nu a intrat intenționat nimeni. Li s-a oprit mașina, era furată, mașina hoților era furată, era pusă pe direct și s-a întrerupt exact în mijlocul intersecției. Nu cred, asta e filmele cu... Și noi venim din spate cu... Nu conduceam eu, conducea altcineva, un nepot al domnului Becali, conducea jeep-ul, n-a reușit să-l mai evite și... Bun. Și aia a fost. Și din mașina au țâșnit, dum-dum. Ca iepuri. Da, și... Tu ți-ai luat o țintă. Eu l-am văzut pe ăla care a furat mașina din informația care le aveam eu și am legat după el. De la Perla, asta era la Perla, nu? Da, eu l-am prins pe el, am luat-o, deci am legat către Piața Victoriei și l-am prins aproape de pasaj. Nu cred. Deci nu vezi să știi cum a fugit între, știi că sunt blocurile alea cu grădinițe, cu nu știu, și fugea așa pe grădinițe și eu după el și dacă scap ăsta, toată lumea zice că sunt un prost. Da. Și am alergat după el, a zis că mor. Alerga bine totuși, te-a dus atât de departe cu... Omule, dar era mic și gras, nu știu cum a fugit din data. Înțelegi? Adrenalina fricii, cred că și la un moment dat a băgat mâna în buzunar, că s-a oprit, că a zis, nu mai putea să fugă, a băgat mâna în buzunar. Și avea un briceag lung, știi? Trebuie să-l desfacă ca să-l facă mai lung. Da. Și în momentul în care a tras și am văzut mâna la briceag, am pus mâna pe mâna lui, am blocat mâna și i-am dat un dos de palmă. Asta a fost toată bătaia lui, ceea ce a recunoscut și el. Da. Înțelegi? Da. Asta a fost totul. Ce s-a întâmplat în alte părți cu ceilalți care au fost în mașina hoților, nu e problema mea și nu știu eu. Da. Încă o dată spun. Da. Ceea ce pot să spun iară, că în bar la Pipera au venit singuri de bunăvoie. Eu eram lângă cel care a furat mașina și care ne-a dus la mașina parcată în spatele circului. Acolo era mașina furată? Da, era deja cu numele de Austria, păi aia pregătită să plece în Bulgaria. Da. Asta din declarație. Deci era o rețea care pregătea imediat tot. Făceau. Câte ore trecuseră de la furt? Nu mai știu cât. Exact. Dar zic că dacă mai trecuseră zi, nu trecuseră. Nu, chiar dimineața. Timpul zi s-a întâmplat și noi seara. Deci aveau deja mașina pregătită. Așa. Și zice, vreau să vorbesc cu domnul Becali. A vorbit la telefon cu, de pe telefonul nepotului dânsului, a vorbit la telefon cu Nea Gigi și hai, vino să vorbim, vreau să vorbesc, că nu vreau să mă duci la, nu vreau să îmi faci plângere, să mă la pușcărie, să nu știu ce, că mai am coadă, că mai am... Iar în par n-au făcut nimic, frate, decât au stat, au băut și la Caterinca cu Nea Gigi. Cam asta a fost. Le mai dat și bani de taxi când s-a terminat tot. Da. Cam asta este în mare... Că pe urmă s-au găsit de subturi și alte rahaturi și s-a făcut hora mare, e altă mâncare de pește. Nu mai contează. Ducă-se, a fost.